După ciclism, continuăm arena de la Iași cu not. Swimathon, un termen pe care îl folosim în această vară, ieșenii cel puțin îl vor folosi, în data de 5 iulie, vineri, când la strandul municipal toți iubitorii de not pot să-și măsoare forțele cu apa. Spunem bun venit domnului lector dr. Ciprian Paraschiv, directorul Direcției Județene pentru Tineret și Sport Iași, unul din promotorii acestei acțiuni. E vară, e firesc să fie în not și iată un maraton în apă, dacă putem să traducem în românește această denumire a acțiunii. Bună ziua! Da, într-adevăr este o competiție frumoasă, o competiție care combină experiența unei activități plăcute, antrenante, sănătoase, cu satisfacția de a participa la o acțiune caritabilă. Principalul organizator este Fundația Comunitară Iași. Noi, și când spun noi, mă refer la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași, am venit cu inima deschisă pentru că eu cred în forța exemplului personal și aici aș reaminti că anul trecut din echipa mea a făcut parte Florin Cojoc, participant la Jocurile Paralimpice. Florin, care a notat cu o singură mână, să sperăm că și în acest an îl vom avea alături de noi. Așteptăm un răspuns să vedem dacă nu este convocat la lot. Și, cum am mai spus, credem că dacă anul trecut a fost un succes, în mod cert, în acest an va fi și mai bine. Ne bucurăm că tot ce presupune oamenii din jurul comunității locale au venit alături de acest frumos eveniment, susțin acest frumos eveniment și probabil se vor strânge și bani pentru cauzele puse în joc. Să reluăm un pic pentru cei care nu au aflat de această acțiune, despre ce este vorba. Practic, vineri 5 iulie, toți iubitorii de not trebuie să se prezinte la strand. Sigur. E prima condiție. Sigur că da, au fost mai multe echipe înscrise pe mai multe categorii. S-au încheiat înscrierile, dar ei mai pot paria pe notători. Chiar și un leu contează, pentru că dacă un notător face, eu știu, 30 de lungimi de bazin, se ajung la 30 deci, de... Deci unitatea de măsură este lungimea de bazin. Exact, lungimea de bazin. Timp de o oră. Timp de o oră, sigur că da. O echipă este formată din maxim 6 participanți. Poate fi și doar unul? Poate fi și doar unul, dacă înoată foarte bine, dar din capul locului trebuie spus că nu sunt acceptați sportivii profesioniști, deci cei care practică notul ca loazir. Și la final, fiecare echipă care și-a ales o cauză specială, spre exemplu, ne-am ales ideile tale Schimbă Iașu, pentru că într-un an în care este anul european al cetățenilor, ne-am gândit că noi trebuie să ne implicăm. De altfel, și anul trecut am ales această cauză pentru că împreună putem schimba și ajuta ca cetatea noastră să arate mai bine. Deci, la final, banii strânși vor fi adunați în cauzele pentru care fiecare echipă a apariat. Și... Direcția pentru Tineret și Sport are o echipă. Iată, TVR Iași va avea și TVR Iași o echipă. Vom avea o echipă formată din notători redutabili. Da, dar noi avem un notător care notă mai bine pe sub apă și vă mai trage așa de picioare. Dacă da, dar stilul este liber. Am înțeles că nu este obligatoriu un anumit stil. Sigur. Poate noi putem să și alergăm prin apă și viteza e mai mare, se pot face mai multe lungimi de bazin. Și fiecare din aceste echipe poate fi susținut de... cineva. Oricine. Deci nu numai oameni de afaceri, ci și simpli telespectatori. Iată, dragi telespectatori, dacă doriți să susțineți echipa TVR Iași, puteți să fiți și noastră vineri, 5 iulie, acolo la strandul tineretului. Deci vă invit să susțineți echipa TVR Iași, că noi deja avem destui susținători, echipa direcției. Aveți deja susținători. Ce se va întâmpla cu sumele care vor fi strânse? Sumele strânse vor fi gestionate de cei care organizează evenimentul. Sunt, de fapt, mai multe fundații. Sunt foarte transparent. Cel puțin anul trecut au foarte clar, s-a făcut un bilanț. S-a știut concret unde au ajuns banii. De altfel, eu chiar vreau să laud public Fundația Comunitară pentru că au făcut foarte multe acțiuni interesante pentru ea și așa am mințit doar clubul IQ sau turnul nostru. Deci acțiuni la care ieșenii au colaborat, au venit cu inima deschisă și cum este și această acțiune, pentru că eu recomand notătorilor să punem un suflet pentru că de multe ori găsim noi o motivație fantastică când... Am văzut în notători, avem și din imaginile din plasmă, sunt iubitori de apă și de not la Iași, poate ne-ar mai trebui ceva bazine pentru copii, pentru adolescenți să poată înota în voie. În mod cert așteptăm cu toții un bazin olimpic precum merită Iașul nostru. Să sperăm că poate cel de la Universitatea Tehnică a Sache va fi finalizat. Într-o bună zi finalizat.
Da. Domnule Paraschive, vă mulțumesc pentru participarea la Arena din această seară și continuăm cu Swimathon 2013 Iași, cu părerea unui specialist în nodți și în lupta cu apele, un pasionat al apelor, nu numai prin nodți, ci și prin caiac. Este vorba de domnul Marin Chirazi, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, care face și domnia sa o pledoarie acum la final de emisiune pentru înot. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună în continuare. Cauza pe care a ales-o echipa Facultății de Educație Fizică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza o reprezintă copiii supradotați, mă rog, în ideea de a acumula, de a strânge niște fonduri pentru a le întreține și a le dezvolta această capacitate deosebită pe care o au. Cu atât mai mult, notul este o disciplină aplicativă, în sensul că, pe lângă faptul că ne ajută să ne relaxăm, ne și asigură în permanență acea libertate de a ne exprima potențialul fizic și în apă. Suntem deseori întrebați de cunoștințe, de persoane din afara mediului a învățământului, ce sport să practice copilul. Recomandarea mea pentru toți copiii, pentru toți părinții, de fapt, este să-și îndrume copiii spre practicarea înotului de la o vârstă cât mai mică, tocmai în această idee de a scăpa de acest stres. Dacă se află în preajma unei ape cu odrasla, cu copilul, să fie relaxat. În același timp, este un sport complex care influențează toate grupele musculare, reglează ritmul respirației în concordanță cu efortul. Este un mediu natural în care corpul își regăsește valențele inițiale.